poți să scriu o carte cum să slăbești și după 8 luni de zile bați sutica de chile iarăși. Păi dacă m-am apucat de mâncat. Uite. Oh, dar reușițică și fără filtre. Doamne, ajută-mă. Hai să vorbim despre artiștii Teoroz. Da, da. Teoroz a fost una dintre cele mai iubite concurente pe care le-am avut vreodată la Bravo Stil. Este o persoană care mi-a rămas tare. Oameni buni. Avem, a winner. Avem un câștigător al trendului. Am fost la liceu la Mihai Viteazu. Superputerea mea e să fiu penală, să mor. Mi-a plăcut cu Ilinca, cu regina mea iubită. Miliția. Bună rău, ce vrei să zic eu de mare ocul de an, mămică? S-a organizat acum de curând. Bravo, ai stil, Fere. Bună seara, bună seara. Fere, e cu vorbăraia. V-am zis asta de câteva zile și iată că ne ținem de cuvânt. Raluca Bădulescu e în studio în acest moment. Ce urmează, trebuie să rămâneți cu noi. Ce v-am zis eu? Regina regească o să vină aici, așa că vreau să o întâmpinăm cum se cuvine. Tenerife! Tenerife! Vă iubesc, vă ador, nu că este incredibil ceva. Incredibil ce se întâmplă. Sunt absolut fascinat de tot ce se întâmplă. Mă bucur atât de mult că ai venit. Nu doar eu, toată echipa suntem foarte bucuri. Eu îți mulțumesc și să știți că la Bravo ai stil, pentru că am început de câteva zile, suntem în filmări, cele mai mari filmări, în emoții, în, vă dați seama, pentru că începe proiectul nostru despre Bravo ai stil pe postul Canal de 2 din 2 aprilie și vă dați seama, concurente noi, platou nou, totul senzațional, absolut spectaculos. E, și astăzi încă o premieră divină, mă aflu la tine, Fer. Doamne, deci sunt atât de fericit că ești cum aici. Cum mi-e spui? A? Și am și vorbit mai devreme că ne-am întâlnit acum vreo 3 săptămâni. În club acolo. În club acolo, tot pe tinerețe. Vreau să zic ceva, eu am un vis, o să zic asta de la început, până ajungem să vorbim de zi, iubirea mea. Eu am un vis. Așa. Îmi doresc tare mult să petrec cu tine o seară în club. Deci vreau să ne luăm o mare. Deci, așa. Deci este visul meu. Cred că oricine pe planeta asta își dorește să iasă în club cu tine. În orice weekend, cu cea mai mare plăcere, în orice weekend. E onoarea mea, jur pe cuvânt, mă doare. Deci e visul meu, pe cuvânt. Și în cluburi din astea, mai ales pe tinerețe, păi, pe petrecere, pe de-astea, pe de-a nouă. Păi. Nu trebuie să fie. Voiam să-ți mai zic un lucru. Cu TikTok-ul ăsta îți place ce se întâmplă. Băi, deci asta este ceva incredibil. Uite, profit de ocazie. Vreau să le mulțumesc tuturor, deci tuturor și fiecare în parte, uh-huh, pe care au scris o caterincă, o vorbă, un orice. Eu eram străină în TikTok, sunt în continuare străină în TikTok, adică, da, să ne înțelegem. Am făcut primul meu live Într-o zi, era o zi în am care m-am gândit și eu să fac un live. Și n-ai mai știut să ies. Nu știam ce dracu vor oamenii aia acolo. Îmi puneau niște pălării pe cap, niște mustăți, trimiteau nu știu ce planețele, floricei, sorcove. Ai făcut mulți bani atunci, știi, nu? Să știi că am făcut $70. Într-un live. Dacă eu adun banii aia, eu promit că revin pe TikTok și arăt ce mi-am cumpărat de bani. Eu nu știu cum iei banii aia fizic, adică nu mă pricep, nu înțeleg, nu știu nimic, să ne înțelegem, sunt de pe altă planetă. Da. Păi, dar vibe-ul, cuvintele, mesajele pe care le primesc de la... Să mă iert oricum ce pe TikTok, pentru că nu le răspund și nu mă împrietenesc sau din alea. Mă, nu știu. Deci sunt... Vai steaua mea, vă spun sincer. Dar mă bucur de nebunesc. Vorbim despre toate, deci am pregătit câțiva TikToker să-i analizăm, le dăm sau nu le dăm Bravo ai stil. A, ce tare. Câștigătorul trendului, să vedem cea mai bună caterincă din trendul. Păi caterincă de Dumnezeu, sunt Dumnezeu, efectiv. Am o grămadă de întrebări, vreau să te întreb ce purtăm în primăvara asta, ce nu purtăm, mai ales ce nu purtăm în primăvara orice asta. Orice vrei tu, întreabă-mă. Dar apropo de trendul cu TikTok, uh-huh, să știți că în acest sens, ieri, deci nu m-am trezit de ieri, da, în cursul filmărilor de la Bravo Stil, da, s-a făcut o petiție online, ah, pe TikTok, pe nu știu ce. Dom'le, vrem Tenerife acum, în secunda asta, la Bravo Stil. Și s-a pus. S-a postat frumos, oh, din studio, cu Tenerife, ne-am organizat cu toți, adică noi, cei de la canal, de cei de la Bravo Stil, suntem deschiși în permanență, aproape de publicul nostru, mm-hmm, îi iubim, îi adorăm, de unde rezultă că cererea lor a fost poruncă pentru noi. Ne-am Doamne conformat. Așa. Eu vreau să zic că îți mai place cineva, sper să-ți placă piesa cu care o să deschidem această sunt seară. Sigură. Ia, spunem dacă e în regulă. Cardi B? Oai, mamasita, ce mi-ai făcut, știi că o ator. Ne întoarcem imediat și oner, rămânem online, în mod evident. Rămânem aici cât suntem oner, că am o grămadă de întrebări. În momentul ăsta ne vedem în online, asta o să se vadă și pe YouTube, și pe TikTok-ul nostru, și pe tot. Și avem de discutat. Dar am rezonat, te-am ascultat, mi-am făcut documentare ca la carte, să știi. Deci de tot ce ai participat în ultima perioadă undeva, am stat, am luat, am puricat și am zis...
Tare. Atât de tare am rezonat în momentul în care ai vorbit despre educație și când am aflat că ai fost profesoară. 3 luni. De ce aici viața mea s-a schimbat? 3 luni doar. Dar unde ai fost și ce ai predat? După ce am terminat Universitatea București, Facultatea de Litere, am făcut română-engleză. Este obligatoriu un stadiu de 3 luni. Da. Am fost la liceul la Mihai Viteazu. La Viteazu? Da. Ok. La asta din București? 3 luni. Aici în București. Bun, da. Liceu. Un liceu foarte bun. Da. Băi, este o meserie... Nu știu... Nu știu dacă în ziua de astăzi mai este respectat așa cum ar trebui. Profesorii sunt primul nostru drum în viață către, nu, către viitor, către ce vreți voi. Este primul nostru pas, este primul contact cu lumea, cu viitor. Nu știu... Nu știu dacă, repet, dacă mai sunt respectați în ziua de astăzi cum trebuie, ar trebui să li se acorde tot meritul, creditul pe lumea asta, pentru că dacă noi suntem astăzi cine suntem și avem educație pe care o este datorită școlilor, profesorilor pe care le-am avut. Pentru mine a fost o experiență foarte mișto, dar eu pe partea cealaltă a catedrei n-aș putut fi niciodată. Pentru că fraternizez prea mult cu elevii. Le-ai dat vreo notă mică? Niciodată n-aș putea nici să le dau notă mică. Doar 10? Da, înțeleg. Și că le-am mâncat cățelul tema. Și că de ce lipsesc. Și că au întârziat la o cafea. Și că au fost la club. Și că poate duminica n-au avut chef să iasă. Așa. De la prima oră din casă dimineața. Să vină la, eu știu, și vor să vină la școală la 10. Dar ce ai predat? Că n-am înțeles. Română. Română. Literatura română. Și română, de bac, literatura, adică română. Da. Fix ce trebuie. Română și engleză. Eu, eu aș fi profesoară de română și de engleză. Wow. Practic. Dar over the years s-a mai dus asta cu română și engleză. Așa. Ne-am zăpăcit cu PlayStation. Un copil între timp a făcut 20 ceva de ani. Deci vă dați seama că eu am avut o educație masivă. Pe jocuri, pe PlayStation. Adică toate englezea pe care o știam eu, un Edgar Allan Poe, etc. Au pălit în fața unui GTA. Ah, gata, să ne înțelegem, adică stai puțin. Un Cardi B, un Future, un Playboy Carti, un ce vrei tu, întreabă-mă de dăști. Bine, păi... Îi mănânc pe pâine. Nu mă întreba dacă despre Scarlet Letter. Ia întreabă-mă de, nu știu, Young Sac. Că de ăla știu să spun. Pe cuvântul meu, doamne, dacă nu... Deci trep tot, nu există. Tot. Acum e înțeleg. Copilul. Acum e mult mai clar, că stăteam și mă gândeam, zic, știi că ai primit un love enorm din partea tinerilor. Deci acum, da, pe tot ce înseamnă și target tânăr, Raluca Bădulescu, Queen Bee, deja știi? Ador. Știi că există treaba ador, asta. Îi ador. Și zic, de unde e legătura? Ce s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? Am mai clar. Acum înțeleg de ce. Și mi-a plăcut foarte mult ce le-ai spus oamenilor tineri într-un interviu, cât de importantă e educația. Am rezonat super tare cu treaba foarte asta. Foarte importantă. Și mi-a plăcut mult când ai zis, bă, parcă nu mai acord așa atenție oamenii. Dar eu am învățat, eu am fost pe la școală, să știți. Am fost pe la școală. Și chestia asta contează enorm. Și, dar pe de cealaltă parte știu sigur că și ei se duc la școală. Știu absolut sigur, pentru că uite ce am remarcat. Foarte mulți tineri am văzut că mă... pe Instagram, da, am văzut că mă bagă în grupuri din astea, știi? Da. Îmi place. Uneori citesc, deci, băi, stau seara și le citesc catericile și lucrurile pe care le scriu pe grup. Băi, deci sunt divin, absolut divin. Ok. Îmi place că sunt foarte articulați, îmi place că sunt foarte documentați. Generația aceasta, Gen Z, da, sunt extraordinar de pregătiți, informați. Îmi plac foarte mult, foarte, foarte mult. Iar faptul că eu rezonez cu ei e o mândrie pentru mine și o onoare, vă spun sincer. Și invers, și invers, și ei rezonează cu tine. Deci ne-am pupat pe sentiment. Ne-am pupat pe sentiment. Știi unde am mai găsit o asemănare din asta foarte puternică? Așa. Că și când am văzut un interviu și ziceai, bă, eu dacă am 5 lei în portofel, bă, eu cheltuiesc 7. Da, măi, da. Și mai sun și părinții să-mi dea bani. Deci băi, nu vă uitați la ceva vârsta rău, mea. Da, 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 da. Eu da. Sunt părinții să iau bani de la ei. Da. Cum ești? Când ai sunat ultima oară? Uite, nu mi-am amintesc, dar cred că de curând. Nu mai știu, nu mi-am amintesc. Deci cum decurge o asta? Eu sunt foarte curând. Cum decurge conversația asta? Eu deci, alo, mamă, alo, al... Am văzut pe online nu știu ce, fără de care nu pot să trăiesc. Bă, da, și apare imediat discuția. Bă, eu la vârsta ta, da, îmi făcuse un rost, 7 copii, vorba vine că eu am o sor, pe tine, pe sorta, pe nu știu cine, case, etc., cariere. La tine următorul target este doar nu știu ce jachetă, nu știu ce ieșire în club, nu știu ce vacanță. Bă, sincer, da. Pe mine, da, dacă mă trezești noaptea, pe mine dacă tu mă trezești noaptea brusc sau dimineața, după caz, da, dacă mă trezești brusc, așa, și mă întreb, câți ani ai, unde te afli? Oi știu unde mă aflu, da, cum ar veni. Da, da. Dar pot să spun sigur că la întrebarea câți ani ai, 20 și ceva, adică mie,
câți ani am? Câți am? 20 ceva, că n-am mai mulți. Bombă. Ce-i pe mine aia, e? Bombă, de ce? Acum putem să plecăm în Tenerife, de exemplu, la secundă, deci, oraș la gar. Uite, să zic un lucru cu sinceritate, asta știam că trebuie să ne întâlnim. Evident că am fost foarte legat, m-am mai uitat pe lucruri, zic, poate mi-a scăpat ceva pe internet. Băi, după ce te urmărește cineva, băi, fericit toată ziua. Pe cuvântul meu, ador, mulțumesc, deci, mulțumesc, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu mi se pare că ai o energie și o lumină, și va ieșite din comun. Mulțumesc, să știi că asta este senzația și, pe care, eu știu, o las și datorită faptului că am norocul să lucrez în cea mai minunată echipă și familie vreodată la Canal D. Te rog, uite, acum să ne întorci tu vizita Fere și să vii tu la noi odată. Am fost. Ai fost la noi la Bravo? Am fost. Și la Canal D, la crede-mă. Canal D am fost. Băi, este o energie. Deci tot ce se desfășoară la noi în platou, Bravo Stil. Suntem chiar, mai mult decât colegi, suntem chiar familie. Adică energia asta fantastică și tot vibe-ul ăsta este creat acolo de cei care suntem în fața camerei, de cei care suntem în spatele camerei. Adică de aici vine tot flow-ul ăsta magnific, de aici vine tot, toată bucuria, pentru că noi nu ne ducem la un job, noi ne ducem acasă. Pentru noi Canal D și Bravo Stil este acasă. Imediat vorbim și despre asta Bravo este. Stil și despre de aici Canal vine tot energia asta și de asta sunt așa fericită mereu, pentru că am pregătit, fericit. Am niște întrebări legate și de Bravo Stil, Și de sezonul nou, și de sezoanele anterioare. Orice întrebare. Eu sunt absolut sigur că vei fi foarte sinceră, dar îți dau așa un hint mic, gândește la concurenta care ți-a plăcut cel mai mult. Atât îți zic momentan. Uite, o știu, din prima, dacă vrei. Vrei să te spun acum să plătezi mai târziu? Hai mai târziu. Hai să întoarcem puțin și pe radio. Bine. Vin o grămadă de mesaje, să știi, aici pe WhatsApp-ul nostru 077 100 972. O să citesc câteva dintre ele, Raluca. Uite, fii atent, mesajul, vă salut pe tine și pe doamna Raluca. Am știut de la început care era melodia, doar auzind numele. Ce-ar fi să-mi dați mie șapca aia? Care șapcă? Aveam de dat o șapcă cu Pro FM. Bravo, șapcă da. Cu Pro FM. O dăm. Bine, deci o dăm? Da. Bine, dar așa prin concurs? O dăm prin concurs, au ghicit oameni. Bine. Bun, are voce de radio, zice. Am voce de radio, vă mulțumesc, că mie mi se pare că vorbesc parcă din fundul curții, pe cuvântul meu, că sunt puțin răgușită. De jur. Mamă, vă ador, mulțumesc. Bine. O salut și o pup pe Regina Regească. Și eu îi salut, îi pup, îi ador, îi divinizez, îi divinizez. Zice Mișu, suntem on cu mesajele. Dacă aveți mesaje 0771001872, Raluca Bădurescu, până la fixul orei, rămâne aici cu noi. Fiți atenți ce urmează. Vorbeam pe online puțin mai devreme despre educație și despre faptul că Raluca Bădurescu, oameni buni, a fost profesoară de limba română, unde credeți, la Mihai Viteazu. Trei luni. Și ne gândeam, păi, dar de ce eu iubesc, mă, tinerii atât de mult? Dar și eu pe ei. Și am... Este o chestie, așa, un flow, știi? Da. Suntem într-un flow. Exact, eu îmi schimb de energie bun da. Acolo. Bun, păi de cealaltă parte și înțeleg, rezonez cu ei, cu ceea ce, pur și simplu... Pur și simplu, it's just magic. Și ziceam felul următor: când am fost profesoară, băi, eu nu puteam să le dau mână de mici. N-aș putea niciodată în viața asta, niciodată. Și mi s-a părut foarte tare și povestea cu banii. A zis, bă, mai rezonăm într-un punct, noi tinerii, cerem bani părinților. Noi tinerii, mă, uite cât de frumos, exact, fix. Noi tinerii rezonăm la treaba asta. Și am zis, când ai cerut ultima oară la Luca bani și de ce? Oricând, pentru o hăinuță, sunt pregătită la orice fel de sacrificiu. Mâncăm covrici dacă e 3 zile, dar le luăm o hăinuță, că nu se întâmplă nimic de la un covric. Eu oricum mănânc covrici. Asta, nu sunt eu vreo nebunită de icre negre și de mai știu eu ce. Dacă eu am o hăinuță de vis, da, pot să mănânc covrici 3 zile. Dar ce-ai făcut? Cu jacheta aia de-ai cumpărat-o în Londra, de-ai mâncat apoi De la hamburger, de la lanțul acela binecunoscut. Și am băut apă de la chiuvetă. Aia zic, despre povestea asta. Vorba lui Moris, m-am mufat la chiuvetă 3 zile pentru jacheta aia. O jachetă de la Balmain, nu știu dacă aveți, da, mă rog, ce contează, okay, oricum, regulă, da? Așa. O jachetă de piele mov de la Balmain, ceva divin. Vă zice și la Michael Jackson. Nu cred. Păi pe cuvântul meu, donare, ultimul bănișor din viața mea. Păi, dar n-a meritat să beau. Când am urcat în avion și au dat aia de mâncare în avion, era vremea în care în avion se mai mânca moca. Nu știu acum dacă în ultima vreme am văzut că nu mai e treaba cu moca în avion. Eu am fost la economy class, nu știu. Nici eu nu merg business. Stai să ne revenim la capul, la creierii capului, pentru că business costă pereche de pantofi. Economii și de restul cumpărăm pantofi. Da. Dar încolo 4 ore și nu pot stau cu un scaun. Dar ce mi s-a întâmplat? M-a durut ceva? Nu, exclus. Te iubesc, efectiv, te iubesc. Și deci de bănișorii aia am mâncat hamburger 3 zile, m-am mufat la chiuvetă, am auzit că nu e apa potabilă la Londra, ete că n-am murit, deci
totul bine, totul frumos. Totul bine, totul frumos. Băi, dar pentru hainele astea, 5 lei în portofel și dai 7, nu? Da. Asta este cel mai mare viciu pe care l-ai? Hainele, da. Asta, nu? Hainele, da. Deci hainele pe ador primul. Hainele de o viață, de o viață, indiferent de greutățile pe care le-am avut, că aici vorbim și de aici, nu greutăți de viață, în viață, greutăți fizice. Că am avut 100 și de kilogram, că am avut 70, că am avut 80, că am avut 40 ceva cât am acum, aproape 50 de kilogram. Indiferent câte kilograme am avut, hainele au fost bază vieții. Totdeauna, totdeauna, totdeauna. Apropo, le-am modificat, le-am strâmbtat, le-am dat drept, am învârtit, le-am alea, dar hainele sunt tot în viață. De slăbit, acum am apucat și am slăbit 13 kilograme. Mamă, ești tare, bravo. Mai am arăt încă 17. Super. Mai am încă arăt 17. Super. Unde? Mai am 17. Nu mă, nu, arăt dar super, dar ne mâncat e greu rău. Da, e. Ne mâncat e ceva rău în viață. Tristețe. Da. Deci mi-e o foame de două luni. Eu știu ce spui. Știu ce spui, dacă mie nu-mi dai tot timpul ceva de o ciocolățică, o bomboană, o ceva. Și am mai gustat ciocolata, nu mai știu cum, care e gustul. Nu te cred. Nu mai știu de două luni, nu mai cunosc asta. Și de cum ești așa fericit și frumos și zâmbitor și splendid? Păi că tu ești aici. Nu, te ador pe cuvânt mânare, nu. Dar acum a fost momentul ăla când ai slăbit? Așa. Ai scos o carte, cum să slăbești? Aia a fost acum 1218 ani, deși eu am doar 20 de ani, dar totuși de mult. Vă amintiți momentul? Eu mi-amintesc momentul. Un moment înainte de Hristos, ca să zic așa, de mult de tot. Raluca Bădulescu a slăbit foarte mult la un moment dat. A ținut un an în regim. Da. E, undeva pe unde se aici. Da. Și a scos o carte în această direcție. Am dat-o din puțul gândirii. A zis să nu o las așa în momentul netrecut. Să zic din puțul gândirii niște chestii. Și cât a durat după ce a apărut cartea și ai revenit la dimensiunile inițiale? Vreo 8 luni de zile și m-am îngreșat înapoi. Ca să fiu direct. Păi, deci... Regina, nu că penalist, superputerea mea e să fiu penală, să mor. Bă, nene, deci cum să faci o carte, cum să slăbești? Asta să știți că mi-a spus Orareș. Asta este superputerea mea. Cum să scriu o carte, cum să slăbești? Și după 8 luni de zile, faci sutica de chile Iarăși. Păi dacă m-am apucat de mâncat, pur și simplu, mami, îmi plac dulciuri, da? Disperare, mie îmi plac dulciurile. Mâncarea nu e vreo de pasiunile mele. Bă, da, dulciurile, astăzi vă suntem pe nu știu cine dracu pe Instagram posta cozonaci. Da. A rămas marcată psihic de chestia asta. Musul ăla de ciocolată, să plouă așa, mă, să topește. Da. Da. Da, este ceva rău cu dulciurile în viața asta, nu știu când să ajungem. Tare rău, Gagica, o să devin stalkerul ei, să fii... Cine vrea să fie stalkerul meu? Să fii simplă, e cel mai complicat lucru, e adorabilă. Vă iubesc, vă iubesc, vă ador, numai să fii tu, asta este important. Asta, uite, chestia asta o încurajăm și în fiecare sezon de Bravo Stil, da, când vine vorba de concurente. Să fie el. Lucrul ăsta l-apreciem mai mult decât orice haină, mai mult decât orice pantof, brand, nebrand, mai mult decât orice, eu știu, trend, mai mult decât orice. Să fii autentic, să fii tu. Să treacă, să ajungă la om. Exact, pentru că până la urmă, și publicul asta vrea să vadă. Asta este ce contează cel mai mult. Stilul rămâne, moda e trecătoare. Mama, asta iară și o vorbă de aia din puțul... N-am zis-o eu. Ne întoarcem cu Raluca Bădulescu imediat aici, live pe ProFM până la 22, rămânem direct, avem o grămadă de discutat, nu știu cum au trecut primele 20 de minute, că n-am trecut nici prin primele 3 întrebări, dar vă promit că ajung până la final cu ele și le rezolvăm pe toate, e o seară specială și 40 de minute or să fie la înălțime, rămâneți cu noi, nu schimbați nicăieri că nici n-aveți în altă parte, nu să vă duceți. Revenim în online, gata, pun... De acum se aude. Ai văzut, se aude? Acum am butonul ăsta. Deci tu ai un buton... Băi, nu, eu cu tehnica sunt ceva rău. Deci dacă apăs butonul ăsta, ceva rău, ne auzim, dacă nu, nu. Vreau să facem trendurile TikTok. Hai cu trendurile TikTok. Vreau să-ți arăt aici ce ți-am pregătit. Și vreau să dăm câștigătorul. Arde-o. Ia fii atentă. Arde. Auzi, dar sunt frumușică pe crânele voastre, să știi, mamă. Dar așa ești tu. Uite. Dar reușițică și fără filtre, Doamne, ajută Maica Domnului. Zic cu trendurile TikTok, Doamne. Imediat le pregătim, fii atentă. Începem cu primul, zim cum ți se pare ăsta. Îmi primiși o zi splendidă, splendidă, splendidă să aveți. Pe acasă vă doresc, așa cum am spus, o zi perfectă. E bună asta, e bună, mi-a plăcut asta. E o filmare veche, o știu de 1000 de ani. Băi, da, mi-e place de ei, de unde au găsit ei. Câtă în preistoric, tot felul de filmări vechi. Bă, niște caterinci pe ele, Dumnezeu. Deci Dumnezeu, mi-au toate, Dumnezeu, fiat. Dumnezeu. Trebuie să fim atenți pentru că unul dintre ele, așa, o să câștige trendul. Bine. Hai să vedem, mai bine departe. Asta și 100%, mă. Asta și 100% la coada la shawarma. Asta și original. Da, asta mi-a plăcut top, asta o țin minte. Hai. Așa. To
tot eu. Tot eu și aia mi-a plăcut mult de tot. Fii atentă că unul trebuie, deci unul alege. Aoleu, unul singur, am că toți sunt buni. Da, unul e mai bun. Să nu se supă. Bun, bun și asta. Ador, ador așa ceva. Mergem mai departe. Ia să vedem. Da, mă, și ăsta tot eu, bă, dar asta-s chiar eu, mă, liceu, mă. Bă, asta sunt fizic, eu în liceu, eu am făcut Sava. Eu laser, nu cred. A, te-am făcut Sava. Deci, fix asta făceam. În fața liceului, da. E gangola acolo până să intru liceu. Da, da, da. Stăteam pe gangola vreo două ore până să intru. Știi cu cine am fost coleg de generație? A. Cu Alex Raicu. Cu Alex Raicu. El era Alex, la Alex, îngerul meu, dragostea mea, te pup, te iubesc, te ador. A făcut la laser, da. Exact. Raicu. Raicu este prietenul meu, my best friend, este stilistul, este designerul, este my everything. Ne întâlneam la țigara acolo, acolo în curte. Bine, și eu am fost cu generație cu voi, doar că... Da, nu ne-am făcut așa Sava, noi eram în Lasă, eram în Sava. Exact, băi, ei sunt foarte frumos. Lasă că 20 de diferență aia în care eram. Nu, nu, nu se eram pune. Peste drum, cum ar veni. Peste drum, cum ar veni. Ce ăla e, ăla e. Ia uite. E bună și asta, rău. Aia este făcută chiar de Alex Zare cu toată ținuta aceea, cu plapma aia divină. Serios? Vai de mine, cu răpirea din Serai. Am văzut la Riana, dar am adaptat-o noi cu răpirea din Serai, cu nu știu cum. Uite, cu asta mi-a plăcut mie mult. Cristian, ăla tot fără. Money, the money, e de vis. E de, până acum asta cu Ilinca. Asta cu Ilinca este șef de, da, celelalte sunt reale toate. Să ne înțelegem. Se și pupă cu realitatea. Dar asta cu Ilinca e Dumnezeu. Ia să mai vedem. Aole, mă ador. Ador. Ador, Doamne, cât sunt de tari, Doamne. Dar le știi pe toate? Le știi pe toate? Băi, mi-a plăcut unele care mă treceau pe toată istoria. Eu care eram când s-a descălecat, care am ieșit din calul Troian. Eu care eram când s-a semnat tratatul de pace de nu știu unde. Eu care eram când s-a sfârșit al doilea război mondial. Eu care eram cu regina Elisabeta în balcon, nu știu unde. Băi, nene, deci ăla am râs, a băgat și în continuare TikTok-ul respectiv. Iartă-mă că nu știu cum îi cheamă. Da. Erau, alea au fost, Dumnezeu, a băgat un serial. Sau ce zodie ești? Ce zodie ești? Aia, în funcție de exact. Starea lui Bădu. În funcție de starea, m-a dorat-o și pe aia. Deci asta cu Ilinca cu soc. Și asta e bun. M-a spart. Ne Regina Regească, pe fanpage-ul tău e ăsta. Și direct. Aveam și o față din aia puțin evil-y și așa, da, știi? Da, la final și pupicul. Și pupicul. Și cu cadourile sub pom acolo la Brava Stilu Platou, adevărat, da? Ia să vedem tot de la Brava Stilu. Când te întorci pe stilero, trai cu profund de atracție magnet. Toți te admire, talentă perfect. Dar tu știi că e adevărat așa asta? Mi-amintesc de când eram eu mai mică, jur pe cea mai scump. Bă, și când eram, mică, eu tot voiam acarte, tot acarte voiam. Și mă zăpăceau ai mei. Dacă tu îmi luai un lucru, bă, da. Mie mi-era bun chiar dacă mă strângești mi-aș ochi cheam, nu mai scoate după mine. Deci, asta, bun, bun, era bună și asta. Deci avem până acum două au rămas în final. Da, aia ăla cu Ilinca, cu... aia cu Ilinca e mare și becherie. Ăla cu Ilinca și ăla cu pomul. Și ăla cu pomul. Și ăla două cu la concurs, și ăla cu pomul de Crăciun. Hai să exact. Mai vedem ce mai avem. Și ăla copiat de două. Leanca am copiat pe la facultate și eu Leanca. Mă, Leanca am copiat. Toți am trecut pe acolo. Adevărat. Mies acum, pentru că eu știu cum am intrat, dar stai să văd cum ies. Stai să mă uit pe butonul ăsta, stai să văd. Unde scrie? Stați, stați. E bună rău de tot și asta. Să intru, dar să văd cum ies. E bună asta cu obrege, e bună și pe tine. Și ăsta îmi place mult, mult, mult. Bă, da, știi. Bă, da, știi care e culmea? Toate ei au făcut Caterin că îi iubesc de a mor. Dar sunt adevărate. Eu parchez pe trei locuri. Da. Întârzie ceva rău. Așa. Toate se pupă. Eu tot timpul trebuie să ajung nu știu de ca să fumez 15 țigări, să beau 12 cafeluțe, să pierd vremea, să parchez pe 5 locuri sau mă bă, se potrivesc de n-ai pomenit toate, 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 toate. Ultimul toate. Care a intrat în concursul selectat de colegii mei. Eu eram dirig. Se potrivește legătura undeva. Se potrivește. Îmi place și ăsta de mor. Îmi place și ăsta de mor.
Deci rămân la concurs ăla cu Ilinca. Deci avem Ilinca odată. Mi-a plăcut cu Ilinca, cu regina mea iubită. Așa. Așa. Aole, și bradul și de Crăciun. De Crăciun. Și bradul de Crăciun. Ia să-l găsim și bradul de Crăciun. Ca... Câștigătorul. Mamă. Hai să-l punem, George, hai să votăm. George, cu hai, George, fii atent. Deci suntem trei, aici suntem și împreună cu Geo Vasile. Nu cred că-l vedeți. Sunt împreună cu George, care este PR-ul nostru iubit, prietenul meu, drag, scump, adorat, pe care îl pup. Așa, îl mai mult din lume. Fii atent, avem așa. Două, da? Două, bradul de Crăciun, odată. Odată. Și avem cu Ilinca, cu Ilinca, da? Eu cu sora mea, cum intrăm după fericite, ce după ce ne-am spus părul din cap. Hai să dăm un vot. Am două neploare bune. Mamă, care neploare. Una singură, ia zi. Ăla cu Ilinca. Și mie mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut că se pupă la fix. Fiți atenți. Fix. Ăla e. Oameni buni. We have a winner. Avem un câștigător al trendului. Vă rog frumos, fiți atenți. Urmează cadrul ăla de split ca să vedeți câștigătorul oficial al trendului. 3, 2, 1. Let's go. Ador, măi, Dumnezeu, ador. Cine l-a făcut? Mara, Mara WSS. Așa. Bă, ai câștigat trendul, mă, pe TikTok, ai fost cea mai bună. Păi, dar oricum, eu tuturor vreau să vă spun, nu că vă mulțumesc. Vă ador, vă divinizez, vă ce vreți voi pe lumea asta, pentru că asemenea Caterinci, da. Cât sunt de inventiv, de mișto, îi ador, deci îi ador și culmea. Să știți un lucru acum. Uite, le spun tuturor celor de pe TikTok. Se potrivesc cu realitatea, iubitii mei. Se pupă la marele fix. Eu la coada la socului să-mi iau o șaormă după ce ai zis că ții regim, da. Eu care parchez pe trei locuri. Eu care nu sunt la timp nu știu unde. Eu care toată noaptea am stat și nu. Eu care trebuie să mă trezesc la 6 și de fapt am dormit un minut de la 5:59 până la 6. Deci, și n-am copiat, n-am făcut nu știu la temă. Deci toate mă se pupă la fix. Fixul, fixul, băi, m-a stresat acasă. Te cunosc, oameni, ai văzut? Mă, da, mi se pare incredibil, îi ador. Incredibil. Vreau să vorbim de Bravo, ai stil repede. Deci vreau să vorbim de Bravo. Știu că de pe 2 aprilie o să fie pe canal D2. No, m-am văzut. Doamne, studio. Ce emoționat. Mamă, ce studio aveți. Este cel mai frumos studio din ever. Sincer, n-am văzut în viața mea nicăieri, nicio televiziune, un studio mai frumos decât superbe. Acesta. Nicăieri, este spectaculos. Este un sezon nou, senzațional, cu surprize extraordinare. Jurații suntem cei pe care ne cunoașteți, sub semnata Moris Munteanu. Și avem ocazia și bucuria să avem în acest sezon alături de noi pe Alexandru Abagiu. Frumos, un magician al culorilor, un prieten extraordinar. O să fie o formulă bombă, evident. Prezentatoarea noastră, regina noastră iubită, regina Ilinca Bandici, iubirea vieții superb, noastre. Superb. Și concurente, persoane necunoscute încă publicului larg, dar în foarte, foarte, foarte scurt timp. Îi rugăm pe toți cei care ne iubesc să stea alături de noi pe canal de 2 din 2 aprilie, de la ora 19, luni, marți, miercuri, joi, vineri. 5 difuzări pe săptămână? Da. Wow, mult! Și o să aibă ocazia să cunoască și gala foarte repede. În fiecare vineri. În fiecare vineri. În fiecare vineri. Bun. O să fie o seară concept special, așa cum v-am obișnuit toate sezoanele. Da. E, o să aibă ocazia publicul să le cunoască foarte repede pe concurente, să le îndrăgească. Sunt extrem, dar extrem de autentice, de ofertante, de, va fi un sezon absolut senzațional pe canal de 2, este marea premieră 2 aprilie, este atât de emoționat și de fericiți. Da, e, Doamne, este, dar știți că ați făcut incredibil un lucru la Bravo Estil care ne-a influențat pe noi toți, radiourile, evenimentele, tot, știți că voi ați dat-o pe Teo Rose. Pe Teo Rose și multe alte vedete. Dacă Teo Rose n-ar fi apărut la Bravo iStyle, Teo Rose nu ar fi fost astăzi unul dintre cei mai influenți artiști. Este foarte adevărat lucrul acesta și de asemenea, eu am mai spus lucrul acesta și îl susțin la infinit. Da. În ultimii ani de zile, Bravo iStyle este un fenomen național, fără discuție, iar în ultimii ani de zile, Bravo iStyle este singurul show care a creat vedete adevărate. Pentru că în urma fiecare sezon de Bravo iStyle au apărut generații de influenceri, generații de artiști, da, generații de vedete media, eu știu, sau pe online. Uite,
Teorozi este un exemplu. Sunt foarte multe influenceri care activează în mediul online. Marisa Paloma. Marisa Paloma, Dea Codrea. Valerie Lungu. Valerie, exact. Multe, foarte, foarte multe. Foarte multe, care sunt concurente foarte bune, care au fost de-a lungul timpului, adică au confirmat. Dar pe de cealaltă parte, acest lucru o să se întâmple, se va întâmpla probabil și cu actualele concurente. Sunt la începutul unui drum care le va conduce către glorie, pentru că Bravo iStyle creează vedete și trend. Depinde foarte mult și de ele și de ce fac ulterior și cum își întrețin munca. Știi cumva, parcă Bravo iStyle e rampa lor de lansare. Bă, este, uite, cea mai mare rampă de lansare. Publicul, Bravo, uitați-le, da. Ele, da, sunt, da. Dar contează mult ce face și concurentul după. Uite, Adele a Rux, dispărut. Adele, eu mai văd pe Adele din când în când, pentru că m-am văd pe Instagram. Am uitat să menționăm Păruc și Opulență, care este una dintre concurentele mele preferate, da, de timpurile. Dar era mare când a venit. Era mare, era și... mare, era, da, mare. Era, era de la Like One, era. Era deja, da, da, da. Dar Adela, ce-a făcut Adela? Acum mai apare acum un trend cu ea pe TikTok. Adela o mai văd din când în când, tot așa pe Instagram. A fost una dintre cele mai bune concurente și Adela. Tot la Silvia fel. Silvia Popescu, Popescu iarăși, da, da. Cu Silvia mă mantenesc tot timpul pe la petreceri. Și Silvia, adică, dacă ne gândim așa de-a lungul timpului, Denisa Potecaru, dacă, da, ne gândim, da, de-a lungul timpului, Denisa? Și Denisa este tot influencer, okay. Am văzut tot cu niște ținute superbe, perfecte, adică își managerează imaginea foarte bine. La fel ca și toate celelalte despre care spuneam, de exemplu pe Dea urmăresc în continuu, pe Marisa urmăresc în continuu, pe Denisa. Sunt foarte multe cele pe care le urmăresc și le văd crescând pe ce trece și fiind o voce reală, da, în online și o influență reală pentru tânăra generație. Poate, hai să vorbim despre artiștii Teoroz. Da, da, Teoroz a fost una dintre cele mai... cea mai iubite concurente pe care le-am avut vreodată la Bravo iStyle. Eu personal, asta este, mă rog, nefericit spus, eu personal, eu. Da. În momentul în care am început acel sezon în care Teoroz a fost concurentă, da, deși știu muzică, sunt la curent cu aproape toți artiștii, da, aproape toți, nu o cunoșteam bine pe Teoroz, nu ne-am familiarizată cu ea. Nimeni nu era familiarizat cu ea. Au încercat de mult timp și a avut un management care a avut o strategie diferită pentru ea. Și știi? Ea este un om care merită tot ce îi se întâmplă. Da, chiar este. Sincer, pentru că este un om atât de mișto, atât de real. Și profesionist. Profesionist, iar pe parcursul sezonului Bravo iStyle, în care a fost concurentă, ne-a dovedit că s-a străduit, a muncit incredibil, adică a înflorit sub ochii noștri, efectiv. Și a rămas, vorbeam și a rămas aceeași tipă modestă, mișto, fără figuri, pentru că altele a ajuns la nivelul ei după ce a terminat sezonul Bravo iStyle pe asemenea val de popularitate. Da. Altele a ajuns la nivelul ei, băi, poate nici nu mai băgam un seamă sau mai știu eu ce, pe oricare dintre noi. Că, foarte, na, mișto. Ea este la fel de modestă, tipă superbă. Am avut-o pe Teo înainte să fie deja consacrată și de radio și așa mai departe. Da. Și o întrebam, băi Teo, da, uite, amaneștim de ceva vreme. Da. Bă, dar dacă te-ai apucat de manele, tu crezi că o să mai fii pe radio? Da. Și ea mi-a răspuns ceva. Ne amintim de fiecare dată când ne întâlnim de atunci. Și mi-a zis, auzi mă, de eu am fost vreodată pe radio ca să sufăr că nu sunt. Mă, Teoroz este autentic, este superbă. Următorul an, în decembrie, toate cele patru mari radiouri comerciale, pe 1 decembrie am avut aceeași ediție specială, cu Teoroz. Cu Teoroz, exact. Noi toți la fel, pentru fără că, să ne vorbim. Uite, ca dovadă, autenticitatea câștigă întotdeauna. Exact ce ți spuneam, că noi căutăm în concurentele Bravo iStyle. Iar publicul va descoperi în acest sezon, cu concurente încă necunoscute publicului, va descoperi fix elementul autenticitate. Va descoperi fete normale, studente, absolvente de facultate, eleve, eu știu, cu diferite joburi, etc., dar care sunt extrem de reale, dedicate fashionului, mă rog, altor pasiuni pe care le au. Din 2 aprilie așteptăm, credeți-mă, un sezon senzațional la Bravo iStyle, canal de 2, marea premieră. Marea premieră e ora 19, de luni până vineri, vineri, gala. Fiți atenți că am o întrebare, apropo de Bravo iStyle. Yes. Concurenta preferată. Din toate timpurile, foarte greu de spus, între Teoroz și Rux și Opulență. Bine, dar una care te enerva foarte tare. Hai că te-am mai enervat, am văzut. Să știi că este o persoană care m-a enervat tare, dar nu-i spun numele pentru că așa le dai importanță. E, da, cineva. E cineva? Da, da, ne zici sezonul? Nu. Bine. Nu, că după aia se prinde și mai se agață de chestia asta și mai mănâncă o pâine pe cine știe unde, Doamne iartă-mă, eu prefer, da, oamenii care... Dar de ce te-au enervat? De ce omul care te-a enervat, concurenta care te-a enervat cel mai tare? De ce te-a enervat? Pentru că sunt unfair, pentru că nu au acest... Băi, este o competiție. Da. Iar noi nu suntem acolo vreodată. Noi nu avem absolut niciun fel de răutate, nu avem absolut niciun fel de interes. Noi doar judecăm ținutele pe care le poartă concurentele, eventual mai
observăm dacă un comportament puțin este în regulă sau dacă nu e în regulă, mai corectăm, eu știu, ceva din atitudinea persoanei respective, atât. Noi suntem jurați Brava Stil, dar mai presus de acest lucru suntem oameni, suntem sfătuitori, suntem lângă ele cu trup și suflet, le înțelegem trăirile, le înțelegem emoțiile, le înțelegem, pentru că suntem de atâta timp acolo, avem multă experiență și nu este vorba, este un reality show, Brava Stil este un reality show, mai presus de orice. Înțelegem toată partea de emoții pe care trec concurentele. Ele, unele lucruri, concurentele, câteodată le iau personal. Noi nu avem nimic cu niciuna dintre toate, din contră, vrem să le încurajăm, vrem să le conducem către performanță. Iar cele care au făcut performanță, și acestea sunt majoritatea concurentelor Bravo Stil, știu foarte bine ceea ce spun eu, pentru că în momentul în care ne întâlnim după atâtea zeci și sute de concurente care au trecut de-a lungul anilor prin Bravo Stil, toate ne spun același lucru. N-am avut până acum niciodată experiență mai mișto decât Bravo Stil. Toate concurentele au spus toate lucrurile. Știi ce vreau să remarc și ceva ce eu am remarcat cu greu? A fost doar un moment în care mi-am dat seama. Așa. Tu ești foarte iubibilă, foarte simplă. Dar chiar sunt un om sincer. Chiar asta, what you see is what you get. S-ar putea ca oamenii să nu înțeleagă și faptul că ești un om foarte competent. Pe mine m-ai surprins. Mulțumesc foarte mult. Tare și zic sincer când, și cred că știi momentul, când ai primit tu un bau, dacă îți mai amintești, de la Iulia. Și tu ai avut un răspuns atunci. Da, mi-amintesc. Atât de documentat, atât de bun, atât de pertinent, atât de... Mulțumesc! În care tu m-ai lăsat să-mi dau seama... Mulțumesc foarte for mult! For the very first time, că tu știi despre ce e vorba. Eu că știu. E mult mai mult decât show. Că e mult mai mult decât spectacol. Da, este mult. Că eu am o competență. Oameni buni, eu știu ce e moda și cu ce se mănâncă. Mulțumesc chiar foarte mult. Chiar dacă nu se vede asta, pentru că sunt eu un spectacol și vă las să fiți foarte aproape de mine. Da, nu vă impun. Este foarte adevărat, adică cine mă cunoaște și cine alege să vadă cine sunt eu cu adevărat, nu pot decât să mă bucur foarte mult. Cine crede că, eu știu, cine vede doar suprafața, asta este. Cine alege să se uite puțin mai atent, v-a constatat că da, sunt un om extrem de citit, un om extrem de documentat, fashion-wise, music-wise, știu, bucărți, filme, în afară de acolo de litere am făcut șaseu, adică eu chiar știu cu adevărat, nu numai că știu fenomenul, îl simt, îl trăiesc și nu e vorba doar despre asta, este vorba despre faptul că am o experiență de viață, cu toții avem experiență de viață. Iarăși, a fi jurat Bravo Stil nu implică strict cunoștințe de fashion, pentru că așa cum am spus, este un reality show. Noi avem toate cunoștințele de fashion, suntem cu toții în acord cu tot ceea ce se întâmplă la loc actuală pe piața internă, pe piața internațională, etc. Însă este mult mai mult de atât. Este vorba despre experiențele noastre, despre ceea ce ne-au făcut pe noi, cei care sunt, persoanele care suntem astăzi. Și care puteți să vorbiți despre pentru ce că, vorbiți. Exact, pentru că altfel putem sfătui, altfel putem oferi un, eu știu, o... nu știu, un reper și pentru cei de acasă. Este, știi, adică este mai complex de atât. Nu suntem doar jurați, e bine, nu e bine, Bravo Stil, n-ai stil sau ceva de genul ăsta. Este mult mai mult de atât. Hai să vedem cum e cu competența asta, că tot am vorbit de ea. Ți-am selectat niște TikTokeri. Așa, ce trebuie să le fac? Să le dai Bravo Stil sau nu? Iubesc, oricum îi iubesc pe toți, mă, n-am cum să le dau n-ai stil. Nu cred, sunt, nu. Hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Stai să-mi găsesc mouse-ul. Ok. Ia să vedem pe cine ți-am selectat. Ți-am selectat pentru început doi TikTokeri. Uite, aici ai pun frumos. Mihai Mercea e primul dintre ei. Îmi plac amândoi, sunt bine cum îmbrăcați. Cum sunt îmbrăcați? Bine, rău de tot. Bine pe tinerețe și suplete, ca să zic așa. Îmi plac unul dintre ei, Mercea. Da, denim, asta. All denim, da. Îmi place mult de tot. Celălalt este îmbrăcat în negru. Da. Jacheta îmi place foarte mult. Da. Băi, tunsorile sunt moderne. Bă, dar n-au cum, pentru că ei sunt fresh, sunt foarte la curent cu ce. Le stă bine. Le stă bine, n-aveau cum să fie ce nu trebuie. N-aveau cum. Mergem, deci eram sigur că sunt ce trebuie. Hai să mergem mai departe. Bravo Stil amândoi. Bravo Stil amândoi. Hai să-l vedem pe Sabin Streza. Da, bravo Sabin Streza. A făcut și o poză artistică frumos. Asta că mi-e place cu pozele artistice. S-a organizat pe poză, s-a organizat pe niște pantaloni cargo. Se duce la sală, îi vine bine tricoul ăsta, nuanță burgundy, foarte bine îi vine. Îmi place felul în care e tuns, totul. Bravo Stil. Bravo Stil. Bravo 100%, Stil. Bravo Stil. Mai departe.
Hai să mergem și spre o fată. Ia, o fată. Un milion de oameni urmăresc pe fata asta. Lorena Vișan o cheamă pe ea. Îmi place mult. Exact despre asta vorbeam. Este next generation. Exact cum este Lorena. Papucii ok? O să super mode modern, că nu-i port eu, este alt subiect. Da, sincer, să fiu mode modern la maxim. Exact cum este Lorena, da. O să aveți surpriza să cunoașteți concurentele din nou sezon Bravo Stil, pentru că Lorena este... Nu, nu sunt. Nu sunt cel tiktoker? Puțin, nu, stai că nu știi. Stai că n-am întrebat. Deși eu puține tiktokuri pe care le fac. TikToker. Nu, o tiktoker. Deci Lorena este foarte bine îmbrăcată. Este extrem de actuală. Extrem de actuală. Bun. Și o să constatați ținute ca cea pe care o poartă Lorena, purtate și de concurentele de la Bravo Stil din sezonul 8 de pe 2 aprilie. Deci ne uităm și urmărim. Bravo Lorena, ia, Bravo Stil. Bravo Stil. Mergem la David Ioan. Fii atentă, imediat îl trag eu aici. El e David Ioan. Bravo David Ioan. E magician cumva. Îl văd, e magician și pe imagini, după cum se vede, arată bine? Foarte bine. Da. E ok? Bine, bine, bine. Totul simpluț așa, nu? Pantofii sport albi, tricou alb, fac foarte bine, îl complementează culoarea pielii, și-a pus pe pantaloni aceia sport un mov. Dar de toată lumea o să zici bine? Bă, sunt bine îmbrăcați, bă, tineri ăștia, sincer să fiu, să știi că nu prea ai de unde să-i apuci. Să-i trănostești un pic, să le zici, bă, nu e bine. Tot mă apuc. Dacă venea ăsta mic, stai, cum găsesc David, eu ceva, găsesc ceva. Stai, o secundă, nu este foarte greu, pentru deci că David e bine, din da? Generația Z a dispărut. Da. Așa cum zice Moris, pisica mea, a dispărut elementul țop. Nu okay. Mai există elementul țop. Bă, tinerii da. Sunt mișto, sunt realmente cool. Ți-am zis eu că sunt nu informați. Nu mai dau și ei cu stângul dreptul? Nu prea dau cu stângul dreptul. Și dacă o dau, o fac într-o manieră personală, de pică bine. Știi? Tot găsesc eu ceva să vedem. Ia, stai să mă găsesc, să mă mai uit pe aici. Uite, ți-am selectat-o și pe colega Miruna Rumina. Aproape un milion de oameni și-a pe TikTok. Au, dar ce bine e îmbrăcată. Bine îmbrăcată. Dar unde este la roata asta, mă? La un festival. A, la un festival. Vezi, uite, pe vechi. Am întrebat pe vechi asta, unde e la roata aia. Bravo. Unde parcul pe răstrău? Auzi, era sau nici mai roata parcul pe răstrău. Nu, la mare, cred că era. A, și eu sunt fiertă pe un festival la anul ăsta. La care? Saga. Nu cred că mergi sunt la Saga. Fiart, bă, nu că vreau să merg. Da. Pe această cale, dacă ne ascultă cei care organizează Saga, pentru că și anul trecut am fost la IPV, vreau să spun că sunt fiartă pe Wiz Khalifa, fiartă. Și vă rog frumos, domnii mei de la Saga Festival, zic, adică pe bune public, da. Bună ziua, hello, ce faceți? Noi suntem dar e ok. A, da, a, bine, nu-i nimic, ce bine că am venit să spun altceva. Deci organizatorii festivalului din București atunci fac un apel. Vreau și eu la Wiz Khalifa, sunt și eu fiartă, am crescut, Black and Yellow, tata, mama, mătușii mei, trei veri. Mergem. Nu, da, să știi că și pantol sunt fiert. Da? Păi și pe DJ-a lăpui, bravo. Păi mergem la toate. Asta mică Lorena este pe sex. Miruna. Vezi că e pe sex. Am rămas la Lorena, care era cu pălăria de mitică de la copii. Ți-o arăt și pe Mara Ognean. Miliția. Bună rău, păi ce vrei să zic eu de Mara Ognean, mă mică? Dres, plasă. Bun. Roche, latex. Bun. Balconul, bufetul suedez organizat. Bine. Bine rău. Da. Păr întins. Pantofii sexoșiți. Nu-i văd dacă autocărat, dar n-are cum să fie un pantof cu fără toc. E în alt sexul ăsta. Da. Mânuși până deasupra la cot. Bine. Păi cum să-i zic? Dăm și bravo, ai stil și dă-i înainte că e viitorul în față. Hai să vedem ce mai avem pe aici pregătit. Bună, uite, bună. Mario frumușică. Roșu. Și ăsta micul modernist. N-ai mă ce să le faci, tu n-auzi, eu aveam de... Pe vreunul dintre ei, poate vreunul Mohali, poate l-aș târnosi să zic ceva nasol de el. Dar n-am ce, dacă sunt bine îmbrăcați. Bine. Uite îmbrăcat și ăsta mic, cu cămașa aia așa petrecută, a ars-o puțin, l-a chinuit un japonezism, la totuși. Și a rupt pantalonii aia, denimul. Deci bine pe tot. Sport, sunt bine puși, da. Măi, ăștia tineri, am observat o chestie. Ți-am spus, chiar dacă ei urmăresc niște trenduri, nu le mai copiază motamo. Nu se duc să ia din vitrine hainele. Au personalitate, știu să le poarte. Își pun amprenta pe ceea ce poartă. Bun. Asta căutăm și noi să vedem la Bravo Stil. Deci mi-a plăcut toți tiktokerii. Ce ați făcut copiii mei, că e bine rău de tot. Deci toți bine? Toți bine. Toți au luat Bravo Stil. Toți au luat Bravo Stil, mai ai alții? Incredibil. Mai am unul. Ultimul tiktoker. Tu, da. Ia stai să-mi găsesc mouse. Băieții general o joacă mai safe. Mi-e cam greu să-i prinzi cu vreo nefăcută. Cu vreo ținută mai nerefericite. Stai că mă bat cu mouse-ul aici. Gata, l-am reușit, l-am prins. A venit acum ultima apariție a Mara. Bă, da, bună Mara.
Și nu Amara, am salutat Amara asta, n-am, și Amara. N-am salutat-o, bă, băiatule. E, știi ce face pe TikTok? Ce, ce vrea ea? Face ce vrea ea, să mor eu. 2000 de oameni în live, în fiecare seară. Știi câți bani a făcut într-o lună? Păi o văd care sandale Versace. Vezi? O văd, o văd. O văd chiar și de la distanță, asta o văd care sandale Versace. Stă bine cu decupajul aici, adică recent stă bine. Așa, s-a organizat acum de curând. De curând s-a organizat. S-a organizat de curând, se vede că are un decolteu ofertant. Da. E îmbrăcată țiplă. Da. Părul stă bine. Da. Lasă că e lucrată în Face Up, în dragi up, etc, etc. Astea le pun și o filtre, mămică de... Suntem cu toți acolo. Așa, eu nici măcar nu mă ascund, nu fac vreunul. Așa. Este bună rău. Bună, nu? N-am ce să-i zic, ce vrei să-i zic eu? Nu-i mai zice. Bună, ce mai faci? Bună. Ăsta, am uitat cum cheamă, Amara. Amara, Amara, Amara. Rupe TikTok-ul, 12.000 de euro a făcut într-o lună din TikTok. Dar de unde face, dragă, banii ăștia? Din live-uri, de unde ai primit și tu atunci. A, da? Da. Din live. Eu astăzi, deci asta îți propun ca afaceri. Să... George, nu știu, George, vrei să facem o afacere împreună? Ce să facem? Păi de mă, nu vezi la Amara asta că este organizată toată pe... Ne întoarcem pe live imediat. Și ne-am întors în mod evident aici în live cu Raluca Bădulescu pentru ultimele minute pe care le petrecem. Băi, a fost prea frumos. A zburat, a zburat. Unde a plecat timpul? De ce? Puteți să stăm 24 de ore în live dacă ne lasă oamenii ăștia. Deci vreau să vă zic, trebuie neapărat să vedeți pe YouTube-ul Pro FM România ce am discutat aici. Am dat note tuturor tiktokerilor. A fost, deci nu vreau, nu vreau să vă sperii, nu vreau să vă sperii, dar rar am auzit Bravo Ai Stil. Bravo Ai Stil Fere, dar trebuie să spun și ție chestia asta. Da, Bravo Ai Stil noi Fere. Noi dăm ție tot Bravo Ai Stil. Și de abia aștept să înceapă noul sezon. Și de Bravo Ai Stil, ca să audă telespectatorii în sfârșit în sezonul 8 pe canal de 2 din 2 aprilie. De la ora 9. La ora 19. Toată lumea are studiul ăsta, vă ținem pumnii, baftă. Aveți cel mai, cel mai frumos studio acolo. Ați demonstrat ever. Deja că și învățăm și râdem când ne uităm acolo. Vă susținem spectacol cu toții. Total. Spectacol o să fie. Îți mulțumesc ție foarte mult că ai fost aici. Eu mulțumesc, a fost o plăcere, a fost divin. Deci vreau să zic că îmi doresc să mai vii. Vezi că ai, n-am uitat că mi-ai promis că mergem în club. Mergem în club, am și zis când, dar nu spunem pe post. Da? Ok, perfect. Că ne-am și organizat. Deci mi s-a îndeplinit un vis. Eu aici am terminat emisiunea. Și te ador, Fere, Bravo Ai Stil. Doamne, și bravo, aveți stil cu toții, toți cei care stați lângă noi la canal de, care stați aici lângă noi la Pro FM. Și în... care ăștia care mă salutați pe stradă, bă, veniți, spuneți-mi ce faci, Bravo Ai Stil. Imediat, hai să dăm și șapca cuiva. Dima Ilinca, ție ți dăm șapca, felicitări. Felicitări. Gata. Te pupăm tare, tare. Vă mulțumesc din suflet că ați rămas cu noi până la această oră. Mâine, de la ora 19, vă dau o întâlnire din nou aici, tot pe Pro FM, tot cu o emisie foarte tare. Avem Bayram în garsonieră, deci facem ca să fie bine, să nu fie rău. Raluca, îți mulțumesc, te iubesc. Ești te minunată. Iubesc, te ador, Bravo Ai Stil. Și eu pe tine. Hey! Bravo Ai Stil, după cum ați auzit, din 2 aprilie pe canal de 2 o să fie un sezon la un cu totul și cu totul alt nivel.